Timp de generații am fost învățați că trebuie să credem povestea Exodului doar prin credință. S-a spus că muntele Sinai, unde Moise a primit cele 10 porunci, era situat în Egipt. Dar nu există dovezi reale care să facă acest lucru credibil. Nu există imagini cu artefacte lăsate în urmă. Practic nimic care să valideze una dintre cele mai importante povești ale Bibliei. Biblia spune de peste 70 de ori că izraeliții au ieșit din Egipt în Madian, care ar fi în mare parte sau în totalitate Arabia Saudită din zilele noastre. Este adevărat că există foarte puține dovezi că s-a întâmplat povestea Exodului? Sau oare am căutat într-un loc nepotrivit? În timp ce teoria lui Moise și a israeliților care se află în Arabia Saudită este o teorie relativ nouă pentru noi din lumea exterioară, nu este nouă pentru localnicii care locuiesc acolo. Saudiții ne-au abordat frecvent, dornind să vorbească cu americanii pentru prima dată față în față. Și unul dintre primele lucruri pe care le-ar spune cu emoție este: știați că Moise a fost aici? Permiteți-mi să vă arăt unde au fost el și oamenii lui. Tradiția că muntele din peninsula Sinai din Egipt este muntele Sinai datează doar din secolul al IV-lea după Hristos. Noile cercetări bazate pe surse evreiești, creștine și islamice indică faptul că există o tradiție care este cu 600 de ani mai veche și conform acestei tradiții, muntele Sinai se află în nord-vestul Arabiei Saudite. Această altă tradiție indică Jabal Makla, un vârf pe lanțul muntos cunoscut sub numele de Jabal al-Lavz, ca adevărat munte al lui Moise. Mai multe surse istorice, inclusiv Josephus, au înregistrat că muntele Sinai este cel mai înalt munte de lângă un oraș care astăzi se numește Al-Bad. Localnicii se referă la Jabal Makla ca Jabal Musa, muntele lui Moise. Deci numiți acest munte Jabal Musa. Una dintre caracteristicile distinctive ale acestui munte este vârful înnegrit pe care îl puteți vedea chiar acum în spatele meu. Biblia spune că Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai ca un foc. Vârfurile înnegrite se diferențiază de zonele înconjurătoare, iar rocile sunt numai negre din exterior. Cercetătorii nu sunt de acord cu privire la faptul că rocile înnegrite sunt dovezi reale ale lui Dumnezeu care coboară pe munte ca un foc, cum spune Biblia, sau dacă este vorba de o rocă vulcanică naturală. O mână de americani au încercat să se strecoare în această zonă la sfârșitul anilor 70-80. Au fost arestați și fotografiile și videoclipurile lor au fost confiscate de poliția saudită. Dovezile lor au fost pierdute. Cu toate acestea, imagini și videoclipuri au început încet să treacă în lumea exterioară. Conform celor care s-au strecurat și au fost arestați, aceste locuri erau ținute în secret de regimul saudit, o teocrație care a ascuns de lume aceste locuri folosind garduri, poliție și amenințarea cu forța. În timp ce am încercat să înțeleg de ce au ascuns saudiții acest loc important, am început să ajung la sursele din lumea islamică. De 15 ani sunt în domeniile informațiilor, combaterii terorismului și relațiilor internaționale. Și unul dintre cele mai bune contacte ale mele a avut o poveste de spus. El făcea parte dintr-un grup de luptători și a avut chiar și întâlniri cu serviciul de informații pakistaneze și asociați apropiați al lui Osama Bin Laden. Și acum vorbește pentru prima dată. Când eram în timpul luptelor, știam cu toții că muntele Sinai se află în Arabia Saudită. Oameni din afară, inclusiv majoritatea musulmanilor, nu au nicio idee că se afla acolo. Pentru că noi nu voiam ca nimeni să afle. Cu toții știam că guvernul saudit ține ascuns acest lucru și îl păzește. Iar noi toți am fost de acord cu această idee. Eram de părere că acel teren, pentru că era un loc sfânt, va fi vizitat de oameni și folosit pentru idolatrie și ar trebui distrus. Dar respectând legea islamică, l-am ținut ascuns și asta l-a salvat până în ziua de azi, unde poate fi văzut și apreciat.
Moise fuge din Egipt după ce a ucis un egiptean pe care l-a văzut abuzând pe unul dintre sclavii evrei. El evadează apoi în Midian ca un fugar. În Midian, Moise stă lângă o fântână și întâlnește pe fiicele lui Ietro care primesc apă pentru turma lor. Moise se căsătorește apoi cu una din fiicele lui Ietro. Ne aflăm în vechea țară din Midian chiar acum, în apropiere de orașul pe care localnicii îl descriu ca fiind inițial pământul lui Ietro. Când am vizitat această zonă, mai mulți saudiți s-au apropiat de noi pentru a ne spune că este locul în care au locuit Ietro și Moise. Ei au arătat cu entuziasm o fântână străveche, care este închisă și marcată ca loc arheologic. Saudiții au crezut de mult timp că aceasta este fântâna la care Moise a întâlnit fiicele lui Ietro, iar musulmanii din întreaga lume vin să o vadă. Cartea Exodului spune că traversarea Mării Roșii s-a întâmplat într-un loc numit Iam Sup. Experții însă nu s-au pus de acord în privința locului. Există două locuri propuse de trecere a Mării Roșii din Egipt în Arabia Saudită. Primul candidat se află la strâmtoarea Tiran, din partea de jos a peninsulei Egina din Sinai. Al doilea candidat este la plaja din Egiptul Neveiba. Dr. Glenn Fritz, doctor în geografie de mediu, a realizat un studiu masiv asupra terenului și toate referințele istorice despre locul unde s-a întâmplat trecerea. A găsit o singură potrivire exactă. Plaja din Egiptul Neveiba. Plaja Neveiba era aproape de 5 mile lungime și de 3 mile lățime, oferind suficient loc pentru ca populația izraelită să se încadreze. Aici ar fi fost prinși cu munții de pe ambele părți, Marea Roșie în fața lor și armata lui Faraon chiar în spatele lor. Uimitor, există o cale din Egipt sub apă către Arabia Saudită. Calea nu este prea abruptă. Izraelienii ar fi putut merge cu ușurință dacă apele ar fi fost despărțite. Cercetări subacvatice realizate de doctorul Leonard Moller au descoperit forme ciudate în coral, determinându-i pe unii să creadă că rămășițele armatei faraonului sunt acolo. Conform acestei teorii, coralul a înfășurat resturile din armata faraonului și au păstrat forma obiectelor după ce s-au dizolvat. Când au adus un detector de metale la anomaliile de coral, citirile arătau modele circulare din metal, asemănându-se cu părțile carelor de război. Ne-am propus să ne scufundăm în apropierea posibilului punct de trecere la Marea Roșie, pentru că este un loc public de scufundări cu magazine, unde poți merge și să închiriezi echipamente de scufundare. Dar nu ne-au dat voie. Poliția saudită s-a prezentat și au rămas cu noi până am plecat. După trecerea Mării Roșii, Moise și israeliții se opresc într-un loc din apropierea muntelui Sinai numit Elim. Disperați de apă, ei găsesc o locație unică cu 12 puțuri și 70 de palmieri. Pe drumul către posibilul adevărat munte Sinai, există o potrivire pentru Elim cu mulți palmieri și, până în ziua de astăzi, 12 puțuri. Localnicii saudiți ne-au indicat spre această locație și au denumit-o în mod specific Elim. Un alt eveniment important al muntelui Sinai este incidentul cu vițelul de aur. În timp ce Moise urcă pe muntele Sinai, unii dintre adepții se încep să se închine unui vițel de aur. Îl așează pe un suport și încep să se închine în jurul lui.
și au pus un altar în fața lui. Când Moise coboară de pe muntele Sinai, el distruge vițelul de aur și îi împrăștie rămășițele în râul care coboară de pe munte. Aici, în fața muntelui, am avut rămășițele a ceea ce ar fi putut fi acel locaș de închinare al vițelului de aur. Acel locaș de închinare la vițelul de aur. Acum, în spatele meu, în acest loc arheologic îngrădit pe care saudiții îl protejează, vezi atât standul cu multe petroglife de vaci, cât și oameni care se închină la vaci, precum și o structură ușor ridicată, care poate fi altarul în fața standului cu vițelul de aur. Există un semn în limba arabă și engleză care avertizează intrușii să nu intre în zonă. Tradiția locală conform căreia aici a fost vițelul de aur este atât de puternică încât dacă te apropii de zonă, vei fi suspectat de căutarea aurului. Conform Bibliei, închinătorii vițelului de aur au spus: aceștia sunt Dumnezeii tăi, o Israel. Acest verset indică faptul că există mai multe înfățișări ale taurilor pe măsură ce israeliții se închină la vițelul de aur. În vârful standului unde ar fi fost așezat vițelul de aur, există o linie circulară în care roca a fost uzată. Se speculează că aici Moise a făcut vițelul de aur pulbere. După ce Moise a distrus vițelul de aur, 3.000 dintre cei care s-au închinat la vițelul de aur au fost uciși. Deci trebuie să existe un loc în care au fost îngropați mii de oameni. La aproximativ 4 mile de acest loc există un cimitir antic masiv, care pare a fi un loc de înmormântare în masă, în care mormintele au fost săpate deodată. Este situat chiar în afara câmpiei în care ar fi tăbărât israeliții. Deci este exact unde ar trebui să se afle dacă a avut loc acea poveste. Și aici, saudiții au un afiș care îl identifică ca un loc arheologic și este patrulat de poliție. Cartea Exodului spune că Moise a construit un altar din piatră netăiată la poalele muntelui Sinai și de asemenea a construit 12 piloni pentru a simboliza cele 12 triburi ale lui Israel. Chiar aici, la poalele muntelui, vedem această structură care seamănă cu un altar antic. Locul din momentul de față este probabil locul unde animalele erau aduse spre sacrificare la poalele muntelui. Potecile pentru animale duc la această zonă a structurii, care poate fi platforma pentru sacrificarea animalelor. Saudiții desigur spun că acest lucru nu are nicio legătură cu Moise, dar recunosc că au găsit deșeuri de animale și oase sub această zonă când au săpat. Oamenii care au fost în acest loc în urmă cu zeci de ani spun că acest loc era mult mai curat și ai fi putut vedea mai clar rămășițele a aproximativ 12 piloni, precum și o platformă de piatră pe care ar sta. Lângă altar și cei 12 stâlpi, Moise citește israeliților Cartea Legământului și ei sunt de acord cu aceasta. Aceasta înseamnă că Moise avea probabil un loc chiar deasupra altarului, care servea drept scenă pentru a se adresa poporului. Chiar deasupra acestei zone cu altarul și stâlpii, există o zonă care ar fi putut fi un loc perfect pentru Moise, pentru a fi văzut și auzit atunci când se făcea legământul. Un local saudit a arătat de fapt această parte a muntelui și ne-a arătat cum ar fi răsunat vocea lui Moise, ca și cum ar vorbi într-un amfiteatru natural. Biblia spune că un pârâu s-a revărsat de pe muntele Sinai, furnizând apă israeliților. Pârâul trebuia să fi coborât pe lângă altarul de la poalele muntelui pentru ca sacrificiile să aibă loc. Și pârâul nu trebuia să se apropie de vițelul de aur, deoarece Moise a aruncat rămășițele în râu. Este foarte ușor să vezi unde a fost odată un pârâu coborând de pe acest munte, unde există dovezi de sacrificii arse. Apoi se sfârșește în apropierea posibilului loc de închinare la vițelul de aur. Există chiar dovezi de fântână în jurul zonei în care s-ar fi format o piscină de apă.
dovedind că odată a locuit acolo o populație mare. Conform Bibliei, profetul Ilie călătorește pe muntele Sinai și odată ajuns acolo, intră într-o peșteră și acolo vorbește cu Dumnezeu. Așadar, adevăratul munte Sinai trebuie să aibă o peșteră accesibilă, sigură și potrivită pentru a dormi. Această peșteră de deasupra altarului are aproximativ 15 metri înălțime, 20 de metri lungime și 20 adâncime. Dacă acesta este adevăratul munte Sinai, atunci aceasta este aproape sigur peștera lui Ilie. Pe drumul către muntele Sinai, izraeliții poposesc unde nu există apă. Moise urcă pe o stâncă distinctă și o lovește cu toiagul său și varsă miraculos apă pentru urmașii săi. Istoricul Josephus a spus că piatra despărțită încă putea fi văzută la vremea lui și era atât de mare încât nu putea fi mișcată. Este posibil ca această rocă divizată să rămână și astăzi? Mărturisind de exactitatea acestei povești, răspunsul este da și este uimitor. Această piatră divizată a fost descoperită pentru prima dată de Jim și Penny Caldwell, un cuplu american care lucra în Arabia Saudită la începutul anilor 90. Beduinii locali au avut de mult timp două nume pentru această zonă, apa lui Moise și stânca despărțită a lui Moise. Această piatră se află în vârful unui deal de 30 de metri și are undeva între 12 și 18 metri înălțime. Și ce este cu adevărat uimitor în legătură cu acest loc specific din vale, către posibilul munte Sinai, este că rocile de sub piatră despărțită sunt netede, de parcă ar fi fost aruncate tone și tone de apă, formând un lac în miniatură în partea de jos, ca izraeliții să bea. Dacă aveți un prieten localnic, vă va spune că această zonă este relaționată cu Moise, dar beduinii care locuiesc aici vor încerca să te alunge. Am văzut asta de prima dată când am ajuns și am fost alungați din zonă. Bine, deci, acum ne îndepărtăm, plecăm, voi vedea dacă acest tip ne urmărește. Am auzit două împușcături. Acest tip nu vrea cu adevărat să facă petrecere. Biblia spune că în zona din apropierea pietrei despărțite, unde israeliții au luptat cu amaleciții, se numește Repidim, care înseamnă loc de odihnă. Inscripțiile ebraice pe care le-am găsit acolo au fost interpretate și înseamnă loc de odihnă, definiția lui Refidim. Mai aproape de munte, s-au descoperit inscripții de către doctorul Miles Jones, un savant al ebraicei antice. Crede că vorbesc despre bătălia cu amaleciții. El spune că una dintre inscripții se referă la moartea unui amalechit. În apropiere, există două inscripții despre care Dr. Jones crede că marchează unde au murit o mamă și o fiică ebraică. Biblia spune că Dumnezeu le-a spus izraeliților că dețin pământul oriunde ating tălpile picioarelor lor. În apropierea stâncii despicate și lângă munte, există mai multe inscripții cu o imagine a unui picior și a unei sandale. Lângă imagine există o scriere proto-ebraică care înseamnă talpa piciorului. Am găsit de asemenea inscripții care au fost traduse și găsite, care se referă la Iave, numele ebraic pentru Dumnezeu. Există o altă zonă în apropierea muntelui numită Vadi Musa sau Valea lui Moise. Aici s-a găsit reprezentarea unui sfeșnic și s-ar putea să fie cea mai veche ilustrare a unui sfeșnic cunoscută astăzi. Acum, un nou martor ocular a înaintat pentru a dezvălui că sauditii au ascuns dovezile exodului, de cel puțin din al doilea război mondial. Acest bărbat a fost un pilot american care l-a cunoscut pe regele Arabiei Saudite. Bob Cornuc a fost unul dintre primii oameni care a ajuns la Jabal Makla în anii 80, iar el a fost intervievat recent
și acest pilot a pus materialul la dispoziție pentru acest videoclip. Este o onoare să vă cunosc. Mulțumesc! Viețile noastre s-au intersectat cu ceva foarte istoric și vorbim despre locul unde se află adevăratul munte Sinai. Și nu aveam nicio idee că cineva atât de departe ca al doilea război mondial ar fi văzut muntele și i s-a spus că muntele este muntele sfânt al lui Moise. Ți-a spus vreunul dintre musulmani că acela era muntele sfânt? Da, da. Cred că toată lumea din armata saudită știa că este sfânt. E interzic să se zboare în jurul lui, pentru că era în afara limitelor. Că eu aș fi ucis fie de Dumnezeu, fie poate de unii dintre ei, nu știu. Iar când am decolat, am fost pe jumătate speriat de moarte. Pariez că am zburat în jurul lui. Dar era altfel decât restul munților, pentru că era negru deasupra, era verde negricios, era destul de întunecat ca să fie, oarecum înspăimântător. Știi ceea ce eu cred cu adevărat? Cred că este muntele Sinai. Cred că Dumnezeu m-a lăsat să zbor în jurul muntelui. Cred că ne-a lăsat să trăim pe amândoi. De ce nu am auzit despre acest alt candidat la muntele Sinai? De ce aproape întreaga concentrare a fost pusă pe locul tradițional, în ciuda lipsei de dovezi convingătoare? Gândiți-vă la câte lucruri se potrivesc cu povestea biblică chiar aici, pe acest munte. Există o plajă și o potecă în care traversarea Mării Roșii s-ar fi putut întâmpla potrivit Bibliei. Puteți vedea cum izraeliții ar fi putut face tabăra în apropiere de Elim cu cele 12 fântâni și 70 de palmieri. Pe drumul către Jabal Makla există o piatră despărțită și o zonă potrivită pentru camping. Există un munte numit Muntele lui Moise cu o câmpie mare în fața sa unde milioane de izraeliți ar fi putut face tabără. Puteți vedea un altar din piatră netăiată la poalele muntelui, unde există dovezi despre sacrificii arse chiar unde ar trebui să fie. Există dovezi despre închinarea la taur și puteți vedea exact cum ar fi văzut Moise închinarea la vițelul de aur în timp ce cobora de pe munte. Există un pârâu care coboară de pe munte la fel cum spune povestea Exodului. Puteți vedea chiar și unde ar fi putut fi peștera lui Ilie. Toate aceste mici detalii trebuie să se potrivească și se potrivesc. După ce m-am întors din călătorie, multe persoane m-au întrebat cum a fost senzația să calc locul în care atât de puține persoane au putut fi. Sentimentele cele mai mari sunt ușor de descris. Adrenalină, minunăția, uimirea, dar a existat o senzație mult mai greu de descris, că eu nu meritam să fiu acolo. Eu nu sunt cineva care își donează averea celor săraci, nu sunt un om de știință, nici un păstor și încă sunt zile în care simt că nu am credință. Dar după, privind muntele, mi-am adus aminte de un lucru. Biblia are o machetă foarte clară, unde Dumnezeu nu folosește ce e mai bun sau cel mai pregătit sau cel mai așteptat. Chiar și Moise era atât de nesigur încât nu voia să accepte misiunea, în loc să-l folosească pe cel mai calificat. Macheta este că Dumnezeu folosește pe cine mai puțin se așteaptă, pe cel nesigur, slabul, oprimatul, îndoielnicul, cel slab. Și pe cel ce e un nimeni. Orice persoană poate să facă diferența, în special cei care se gândesc că nu pot.